Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dragostea este mai presus de orice. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Efeseni, capitolul 5, versetul 25. După mulți ani de căsnicie, John s-a hotărât să divorțeze de soția sa. Motivele pe care le-a dat consilierului său au fost acestea. Nu este atrăgătoare, nu este interesantă, este supraponderală, nu știe să gătească și să întrețină casa. Atunci consilierul i-a dat următoarea sugestie. De azi înainte vreau să mergi acasă și să-ți tratezi soția ca pe o regină. Începe să faci tot ce-ți stă în putință ca să-i fii pe plac. Ascultă-o cu interes când îți vorbește despre problemele ei. Ajută-o la treburile gospodărești și invită-o la restaurant în weekend. Vreau să crezi și să faci totul ca și cum ar fi o regină. Apoi, după 2 luni în care te-ai purtat minunat, fă-ți bagajele și pleacă. Asta ar trebui să-i atragă atenția. John a fost de acord cu această idee nemaipomenită și s-a hotărât să facă tot posibilul pentru a o pune în practică. A petrecut cu soția momente romantice, i-a citit poezii în fiecare seară, a făcut curat, a gătit. După 2 luni, consilierul l-a sunat și l-a întrebat: John, mai vrei să divorțezi? Nu ești nerăbdător să fii iarăși burlac? John i-a răspuns: glumești, sunt căsătorit cu o regină. N-am fost niciodată mai fericit. Nu-mi voi părăsi soția nici într-un milion de ani. Nu este zi să nu descoper la ea lucruri noi și extraordinare. Să divorțez, nici prin gând nu-mi trece. Biblia spune: ce seamănă omul, aceea va și secera. Galateni, capitolul 6, versetul 7. Când John și-a schimbat strategia și a început să semene sămânța dragostei, a cules o căsnicie cum nici nu visa că e posibil. Nu crezi că aceeași strategie ar putea funcționa și pentru tine? Ce ai de pierdut? Fă o încercare și vezi ce se întâmplă. Cred că fiecare cuplu are nevoie de dragoste.